Pacea Domnului Iisus, mă bucur din tot sufletul că pot să stau de vorbă cu toți oamenii care vor să se lase schimbați pe calea cea strâmtă pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată că am ajuns și la episodul 68, care se cheamă Felul de a vorbi la creștinul autentic. Deci astăzi vom vorbi despre vorbire. Oare cum vorbește creștinul autentic? O vorbi el cu voce joasă, cu voce înaltă? Poate se grăbește să ia cuvântul sau mai mult este un om tăcut? Vom afla răspunsul la aceste întrebări, având ca direcție principală linia Scripturii, pentru că Scriptura are o linie principală. Deci am ajuns la acest episod 68 de astăzi, felul de a vorbi la creștinul autentic. Îl voi posta pentru în seara aceasta, marți, pentru mâine, miercuri. Și după ce am analizat subiectul trecut, când spuneam că toate ni se vor da pe deasupra, după ce am analizat și subiectul care tratează modul de îmbrăcare creștină la creștinul autentic, și am văzut că modul de îmbrăcare creștin diferă din temelii față de modul deșanțat de îmbrăcare al lumii, față de moda lumii, ca la care astăzi a luat o razna de tot, nu mai are nicio direcție, nu mai are nimic creștinesc în ea. Iată că astăzi analizăm subiectul acesta, felul de a vorbi. Cum vorbește creștinul autentic? Ce fel de vorbire are el? Sunteți invitați în continuare să căutați pe YouTube singuri episoadele, de la 1 la 68 astăzi, pentru că nu permite Facebook decât doar la câteva zeci să distribui și am zis că aceste câteva zeci de distribuire să le aplic în mod deosebit către persoanele nou venite sau și cele mai vechi, însă asta nu înseamnă că dacă nu ați primit o distribuire specială de la mine, înseamnă că nu am postat marți pentru miercuri sau vineri pentru sâmbătă. Eu postez mereu atâta cât îmi dă Dumnezeu sănătate, atâta cât îngăduie Dumnezeu. Trece zi, trece noapte, trece viața noastră și noi tot nu suntem mântuiți. De ce? Pentru că așa cum spune cuvântul, treci ziua, treci noapte, apropie-te moarte. Care moarte? Moartea aceasta care este un somn. De ce este somn? Pentru că există o trezire din moartea aceasta. Moartea aceasta nu este moartea din care nu te mai întorci. Moartea veșnică e moartea de care nu te, din care nu te mai întorci. Noi tot nu suntem mântuiți. Pentru că nu suntem pregătiți. Domnul vrea pregătire. Domnul vrea să ne dea putere, să ne umple de Duhul lui cel Sfânt. Dar ca să ne umple de Duhul său cel Sfânt, trebuie să ne lăsăm lucrați de Duhul lui cel Sfânt, să ne lăsăm goliți de eul acesta blestemat, care nu e nimic altceva decât capul de pot pe care diavolul are în noi, eul, firea pământească, și să ne lăsăm un plus de Duhul lui cel Sfânt. Pentru că toate, cum spuneam în penultimul episod, toate ni se vor da pe deasupra. Dacă noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, dar nu numai, noi trebuie să căutăm și neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănirea este lipsa păcatului. Neprihănirea este locuirea lui Hristos în noi și atunci când Hristos locuiește în noi, pleacă păcatul. Deci nu mai are ce căuta nicio urmă de păcat, nicio nuanță a păcatului în inima noastră. Noi nu așteptăm pe Domnul Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, așa, cu mâinile în sân, Doamne, vino! Pentru că credința noastră nu e doar teoretică. Citesc, mă rog, lucrez în grădină, citesc, mă rog. Nu! Credința noastră este profund practic. Domnul vrea să ne cioplească din punct de vedere spiritual ca să corespundem după chipul și asemănarea Lui, nu numai din punct de vedere fizic, așa cum l-a făcut pe Adam și pe Eva și din care ne tragem și noi. Domnul vrea să ne cioplească din punct de vedere spiritual, ca să corespundem după caracterul lui și noi. Din punct de vedere spiritual, adică să ne lăsăm modelați în caracter și să se vadă acele mult dorite roade din Galateni 5.
Dragoste, pace, credincioșie, blândețe, bunătate, bucurie, facere de bine, înflânarea poftelor, îndelungă răbdare, toate dublate de Duhul de rugăciune, pentru că acesta e Duhul lui Dumnezeu. Duhul de rugăciune vrea să ne modeleze după chipul și asemănarea sa. El nu obligă, el nu primește nimic care nu e din dragoste. Dacă noi primim Sfânta Scriptură din dragoste, aia e primită, aia are putere. El nu ne forțează să intrăm necizelați, neschimbați în împărăția cerurilor, pentru că neschimbați nu o să ne placă nici nouă acolo. Să nu ne mângâiem cu gândul că ne va schimba Domnul împotriva voinței noastre. Noi trebuie să ne arătăm voința că iubim pe Dumnezeu prin faptul că ne dăm acordul ca El să ne schimbe în caracter după chipul și caracterul Său, după asemănarea Sa din punct de vedere spiritual. Asta înseamnă dragoste, asta înseamnă libera alegere, asta înseamnă că sunt agent moral liber. Matei 25:1. Atunci, în împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Matei 25:4. Cele înțelepte împreună cu candele au luat cu ele și un de lemn în vase. Ce este un de lemnul? Este Duhul lui Dumnezeu. Ce înseamnă că mireasa așteaptă mirele? Cine e mireasa? Mireasa e biserica. Mirele cine? Domnul Iisus Hristos. Păi ce face, fraților, mireasa? Mireasa stă cu mâinile în sân atunci când așteaptă mirele? Se pregătește, se aranjează, își mai modifică ceva prin aspectul fizic, pe la rochia de mireasă, hainele, urmărește să nu aibă vreo pată care simbolizează păcatul. Mireasa se pregătește. Noi suntem mireasa. Noi vrem să fim mireasa, noi vrem să fim mântuiți, noi așteptăm mirele, dar nu cu mâinile în sân, nu într-o stare de letargie, nu, ci pregătindu-ne intens, asidu, așa că în plan fizic mireasa de pe pământul acesta se pregătește și ea când vine ca să o ia mirele de acasă și să o ducă la casa lui. Stă ea impasibilă, nepăsătoare, doarme ea când așteaptă mirele. Dormim noi, de ce să dormim? Noi trebuie să intrăm într-o pregătire accentuată, accelerată în ceea ce privește punerea caracterului nostru după cuvântul lui Dumnezeu, nu în puterea noastră și în puterea lor. În puterea lui Dumnezeu. Mireasa se pregătește, biserica lui Dumnezeu se pregătește. Asta facem noi, pregătirea pentru cer. Tot ce vorbesc în toate episoadele acestea este concentrat în această carte pe care Dumnezeu m-a ajutat să o scriu și care oricine va dori să o citească din tot sufletul, o va putea avea prin harul lui Dumnezeu. Eu voi trimite. Mireasa se pregătește. Noi suntem mireasa. Haideți să fim fecioare înțelepte și să nu stăm și să neglijăm pregătirea. Să ne pregătim și să avem un de lemn în vase, în candele. Candela ce simbolizează? Lumina, unde lemnul face să se aprindă candela și să luminează în jur. Dacă noi nu avem un de lemn, putem să luminăm? Nu putem. Haideți să cerem un de lemn de la Dumnezeu, dar un de lemn Domnul ne-l dă dacă îl cerem cu inimă sinceră. Dacă îl cerem cu rugăciuni și cu înțelepciune. Nu ca să-l risipim, să-l cerem. Și unde lemnul Duhul Sfânt, cum spuneam într-un episod anterior, nu vine Duhul Sfânt singur. Duhul Sfânt vine însoțit de foc, cum se amintește în Matei 3, parcă cu versetul 23, Matei 3 cu 23. Duhul Sfânt vine însoțit de foc. Focul ce este? Necazuri, suferințe, dureri, pe care Domnul le îngăduie nu cu plăcere, ci îngăduie suferințe, dureri, focul acesta care are rol de perie de sârmă care să perie zgura păcatului de pe noi ca să iasă aurul curat al caracterului Hristos în voi, nădejdea slavei. Tema de astăzi, felul de a vorbi la creștinul autentic. În această periere a zgurei de pe noi intră și această reformă, pentru că este o reformă și în felul nostru de vorbire, și în felul de vorbire a creștinului sincer. Domnul vrea ca să facă o schimbare și în felul nostru de vorbire. Domnul vrea ca noi să nu mai vorbim cum am făcut-o până acum în felul lumii sau în felul religiilor. Nu. El vrea să ca toată vorbirea noastră, indiferent dacă este despre cuvântul lui Dumnezeu sau despre lucruri vermenice,
toată vorbirea noastră să fie inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Și de ce n-ar fi inspirată de Duhul lui Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu se coboară, mă umple treptat, treptat, așa, până se declanșează neprihănirea absolută și mă voi trezi că nu mai am vorbirea care o aveam înainte. Înainte îmi venea foarte ușor pe limbă să drăcui, să înjur, să zic vorbe bagiocoritoare. Acum nu mai vin pe limbă aceste vorbe. Domnul vrea o reformă în vorbire. Matei 5:37. Vorbirea creștinului autentic. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Adică, da, Doamne, sunt de acord cu tine, nu, Satanul, nu sunt de acord cu ce mă înveți tu. Nu, Satanul, resping. Da, Doamne, ce îmi spui tu, da, da, sunt de acord cu tine. Felul nostru să fie da, da, pentru ce ne trimite Dumnezeu, nu, nu, pentru ce ne ispitește Satanul. Nu, pleacă Satanul de aici. Aceasta e solia îngerului al treia, aceasta e neprihănirea prin credință, aceasta e adevărul prezent. Adevăr prezent care se manifestă și în vorbirea noastră. Pentru că Domnul vrea să-și pregătească un popor care să stea în picioare la venirea Lui, să nu fugă la munți, la văgăunile pământului, să se lipească, să se ascunde de slava cea mare a Domnului Iisus Hristos când va veni. De ce se ascund ei? Pentru că păcatul pe care l-au iubit nu le dă voie ca să stea în această slavă. Dar Domnul vrea să ne spele de zgura păcatului ca să ne bucurăm și să nu ne facă rău acea slavă a venirii Domnului Iisus Hristos. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină. E bine că îl așteptăm, dar El vrea să ne schimbe pe noi. Fără schimbare nu există mântuire. El vrea să intre în inima noastră. Noi îl așteptăm să vină pe norii cerului, El vrea să intre în inima noastră. Noi îl așteptăm să vină pe norii cerului, El vrea să intre în inima noastră, că degeaba vine pe norii cerului dacă n-a intrat în inima noastră. Venirea pe norii cerului e o simplă formalitate pentru Dumnezeu. Partea grea este ca El să fie lăsat să intre în inima noastră și să facă schimbările care este nevoie pentru ca să ne placă acea societate a cerului unde Domnul ne va ridica. Să ne placă acea sfințenie de acolo de sus din cer. Cum să ne placă această sfințenie dacă noi mai avem unul, două sau mai multe păcate îndrăgite, idoli îndrăgiți, de care nu ne putem dezlipi inima? Nu are. Va veni Domnul Iisus, dar va veni, nu pentru noi va veni, dacă mai avem, dacă în noi se mai găsește vreun păcat îndrăgit. Și păcat este tot ce se află în afara celor 10 porunci, în afara Bibliei. Toate versetele din Biblie să se regăsească trăite în viața noastră. Matei 10:20. Fiindcă nu voi veți vorbi. Iată vorbirea creștinului autentic. Creștinul autentic nu el vorbește. Nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Atât ziua, atât la lucru, atât în timpul predicilor. Creștinul autentic nu vorbește inspirat de Dumnezeu numai când predică. Nu, în tot timpul. În tot timpul. El este, Duhul lui Dumnezeu este prezent în inima, în mintea lui, în tot timpul. Nu noi vorbim. Să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. M-am rugat pentru această prezentare. Doamne, nu eu. Doamne, unește slăbiciunea mea infinită cu puterea Ta cea infinită. Pentru că Divinul unit cu umanul nu mai, sau invers, umanul unit cu Divinul nu mai comite păcat. Nu mai comite păcat. Iacov 1:19. Orice om să fie gramnic la ascultare. Auzi cum vorbește creștinul autentic. Prin faptul că e gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Iată o altă trăsătură a vorbirii creștinului nostru autentic, în pielea căruia vrem să intrăm fiecare dintre noi, dacă vrem. Cine vrea? Gramnic la ascultare. Deci după asta îl cunoști, după roade. Unul din roadele Duhului Sfânt este faptul că el nu se repede să ia cuvântul peste unul și altul. Lasă să termine cel cu care poartă dialog, pe care începe și el. Să fii gramnic la ascultare, încet la vorbire. 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva, dacă totuși vorbim, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Tot timpul, tot timpul, tot timpul să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Care sunt cuvintele lui Dumnezeu? Cuvintele lui Dumnezeu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și gândurile lui Dumnezeu sunt în mintea noastră dacă în noi locuiește Hristos, prin Duhul Său. Ioan 1:14. Și cuvântul s-a făcut trup
și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cât de importantă e vorbirea, cât de important e cuvântul, dacă vorbirea și cuvântul acesta sfânt s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cine a fost acel trup? Domnul Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria. Domnul zice și se face. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este de natură dumnezeiască. Și cuvântul. Vedem noi cât de importantă e vorbirea noastră. Dacă cuvântul s-a făcut trup, cuvântul e Iisus Hristos. Și dacă Iisus Hristos locuiește în noi, nu cu noi, în noi, atunci cine vorbește prin gura mea și prin gura dumneavoastră? Vorbește eu, firea noastră pământească, carnea aceasta păcătoasă din care suntem făcuți? Hristos vorbește din interiorul nostru. Hristos vorbește. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu e Hristosul care locuiește în noi. Dacă locuiește. Dacă în mine locuiește Hristos, va vorbi Hristos prin gura mea. Dacă în mine nu locuiește Hristos, nu va vorbi Hristos prin gura mea. Și atunci cine vorbește? Cine să vorbească? Celălalt. Al treilea nu există. Ori Hristos, ori cel rău. Cel diavolul și satana. Femeia creștină. Femeia are o problemă, din câte se știe, mai mare decât bărbatul. Dar și bărbatul are destule probleme cu vorbirea. Însă, acum vorbim și de femeie, dar și de bărbat. Femeia creștină își manifestă rușinea și sfiala și modul de vorbire. 1 Timotei 2,9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Reținem aceste cuvinte, cu rușine și sfială. Rușinea și sfială se manifestă și în modul de vorbire creștinesc. Fiecare din noi să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Iată caracteristici ale creștinului autentic, fie bărbat, fie femeie, pentru că la Dumnezeu nu mai există, din punct de vedere spiritual, nu fizic, din punct de vedere spiritual, nu mai e bărbat, nu mai e femeie și Hristos e în totul, totul lui tot. Însă există niște deosebiri fizice între bărbat și femeie, cum vorbeam. Vorbirea reținută, cu rușine, cu sfială, cu tot jos, nerăstit, cursivă, cu cuvinte simple, neacademice, cuvinte uzuale, cu claritate, nu cu grabă, vorbire sigură, ușor apăsată, pentru că cuvântul, adevărul se spune apăsat. Mă silește un Duhul și puterea lui Dumnezeu să vorbesc cuvinte cu blândețe, dar apăsate pentru că e cuvântul lui Dumnezeu ceea ce vorbim și în clipa de față. O altă parte a vorbirii, cum spuneam adineori, și citeam aici, zăbavnic la încet la vorbire și grabnic la ascultare. Încet la vorbire și grabnic la ascultare. Deci vorbirea se compune dintr-o parte activă, vorbirea propriu-zisă, dar vorbirea mai are și o parte pasivă, să zicem noi acum, care este compusă din ce? Din tăcere. Din tăcere. Grabnic la ascultare. Tăcerea creștină este un capitol al vorbirii creștine. Iov 40:4. Iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Tac, îmi pun mâna la gură. Și în Iov 42:6 zice, mi-e scârbă de mine. De ce? Pentru că a vorbit Dumnezeu. Atunci îi vorbise Dumnezeu lui Iov. Zice Iov, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Atunci când vorbește Dumnezeu, orice om trebuie să tacă. Psalmul 37:7. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Taci. Orice vorbă să fie bine gândită, bine cumpănită când ne iese o vorbă din gură. Și să avem asigurarea că acea vorbă este de la Dumnezeu și că în momentele acelea Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește. Dacă avem simțământul că nu suntem călăuziți de Dumnezeu și că s-ar putea să scot pe gură ceva
dubios, mai bine tac din gură. Tăcerea e camieră, spune o vorbă. Vorbirea în reformarea în vieții creștinului sincer în Hristos. E foarte importantă vorbirea. E o altă, pe lângă îmbrăcăminte, pe lângă modul în care locuim, pe lângă reforma în hrănire, pe lângă reforma ce privește tratamentele, vorbirea este o altă componentă în care Domnul vrea să ne schimbe stilul nostru de a trăi pe acest pământ, stilul nostru de viață. Luăm act de notițele pe care Domnul mi le-a dat în cartea aceasta, Pregătirea pentru Cer, și citim. La creștinul sincer, tendința generală încă de la începutul credinței este să aibă o vorbire doar pe linia cuvântului Bibliei. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, pe linia cuvântului Bibliei. Dacă în el locuiește Duhul lui Dumnezeu care lucrează și voința și înfăptuirea, atunci toate vorbele, cum spuneam, toate vorbele care îi vor ieși din gură lui, vor fi complet inspirate. Dacă va avea și unele scăpări din lipsă de veghere, imediat se va pocăi de ele și vorbirea lui își va relua cursul creștinesc. El nu se va repezi niciodată să ia cuvântul, ci mai degrabă va fi înclinat să asculte. A fi reținut în vorbire, a gândi bine înainte de a vorbi, a te afla mereu în orice dialog pe linia cuvântului biblic, e un exemplu de seriozitate care ține de reforma în vorbire. Reformă. Îi zicem noi reformă. Schimbarea vorbirii, să nu mai avem pe aia urâtă care am avut-o până acum. Să avem o vorbire sfântă. Sfântă. Cum spunea cineva, auzeam pe cineva acum câteva zile, să avem o vorbire sfințită. Zice, am auzit, păi cu tare frate, n-are o vorbire sfințită. Scotea vorbe nouă bune și una rea. Nu era o vorbire sfințită. Să avem o vorbire sfințită. Tonul, conținutul, intensitatea vocii. Vorbirea noastră să fie sfințită. De cine să fie sfințită? De prezența divină care locuiește în noi. Cuvântul creștinului sincer este plin de putere, pentru că prin gura lui vorbește însăși Tatăl Ceresc. Da. Dacă prin noi vorbește, prin gura noastră vorbește Tatăl Ceresc, datorită faptului că în noi locuiește Hristos și vorbele acestea sunt ale lui Hristos, acele vorbe care ne vor ieși din gură vor fi pline de putere. Și cuvântul lui Dumnezeu va ieși din gura noastră. Și Dumnezeu spune, cuvântul meu nu se întoarce la mine, adică la El, nu se întoarce la mine fără rod. Deci acest cuvânt prin care a creat cerul și pământul și care e plin de putere, acest cuvânt când ne iese nouă din gură, pentru că nu e de la noi și e de la Dumnezeu, va fi plin de putere. Și nu se va întoarce la Dumnezeu fără rod. Acel cuvânt va face lucrarea. Așa cum trag nădejde și eu că acest cuvânt prin acest videoclip pe care îl voi posta pe Cuvântul Creator pe YouTube, să nu se întoarcă acest cuvânt la Dumnezeu fără rod. Pentru că nu e cuvântul meu, vai de mine, eu sunt carne păcătoasă. Sper din tot sufletul că acest cuvânt să fie 100% cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie plin de putere și acest cuvânt să nu se întoarcă la Dumnezeu fără rost. Și nu se va întoarce. Sunt sigur de lucrul acesta, pentru că sunt sigur că acesta e cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt va contribui la pocăința multor oameni, la lepădarea de satana a multor oameni, la apropierea și mai mare de Dumnezeu a mai multor oameni. De ce? Pentru că Dumnezeu zice și se face. La început nu a fost în fapta. Nu. Fapta e foarte importantă, dar nu fapta a fost la început. La început a fost cuvântul. Și la început Dumnezeu zice și se face. Nu zice, face și se zice. Nu, zice și se face. La început, deci noi trebuie să prezentăm cuvântul și de la cuvântul acesta urmează fapta. Nu întâi te apuci și faci faptă. Ce faptă? Fapta lui Satana, fapta ta? Nu. Întâi trebuie puterea cuvântului. Întâi cuvântul lui Dumnezeu să fie și atunci va veni și fapta lui Dumnezeu. Altfel, dacă nu e cuvântul lui Dumnezeu, atunci va veni și fapta celui rău. Iată doar câteva versete referitoare la felul de vorbire al creștinului autentic. Matei 5:37. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Matei 10:20. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Tatăl vostru va vorbi în voi.
dacă în noi locuiește Duhul lui Hristos. Corect. Matei 12:34. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Dacă în inimă e Duhul celui rău, gura vorbește de la cel rău. Dar dacă în inimă locuiește Hristos, da, gura vorbește de la Dumnezeu. Ioan 3:31. Ceea ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Ioan 7:46. Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Se referea la Domnul Iisus Hristos. De ce n-a vorbit niciodată ca Domnul Iisus Hristos? Pentru că Domnul Iisus Hristos trăia ceea ce vorbea. Deci dacă noi trăim, suntem dispuși să trăim ceea ce vorbim, acel cuvânt va fi cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, va avea putere. Ioan 8:43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Nu puteți. Nu vă place. Cei 70 au plecat. Nu le-a plăcut să asculte cuvântul. Să plece. Sunt liber să plece. Dar Domnul a zis, voi nu mergeți, s-a adresat la cei 11 ucenici, că Iuda l-a trădat. Unde să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvântul vieții veșnice. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Unde să ne ducem? Păi dacă Tu ești cu noi, unde să ne mai ducem? Rămâne lângă Tine. Slăvit să fie Domnul. Cei 70 pot să plece, nicio problemă. E alegerea lor. Dar cei ce rămân vor fi creștini autentici, adevărat. Vor deveni apostoli ai Domnului. Iacov 3:2. Dacă nu greșește cineva în vorbire, ia o zi ce importantă e vorbire. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Ce înseamnă desăvârșit? Sfânt. Cine sfințește pe om? Prezența divină. Prezența divină în om îl sfințește pe om și nu numai pe om, orice loc în care se află Dumnezeu. Isaia 50:4. Ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. Iată că vorbirea are putere să și învioreze pe cel întristat. Vorbirea cuvântului lui Dumnezeu alungă duhurile rele care fac probleme celui care se întristează. Pentru că tristețea și întristarea nu e altceva decât duhul celui rău. Dar atunci când înviorez cu vorba, pleacă cel rău, pentru că nu suportă cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci te înviorezi. Să ne ajute Domnul să înviorăm cu vorba și pe cei din jurul nostru care suntem întristați. 2 Timotei 2,6. Ferește-te de vorbările goale și lumești. Vorbirea lumească, goală. Butoiul gol hotorăjește mai tare, face gălăgie mai mare decât butoiul care e plin. Vorbării goale, goliciunea. Butoiul gol face gălăgie mai mare decât butoiul plin. Reținem acest exemplu. Psalmul 81:3. O, de m-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel în căile mele. Ieremia 11:3. Zile, blestemat să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestea. O parte componentă a vorbirii este tăcerea. O parte componentă a vorbirii este ascultarea. Nu poți să duci un dialog cu cineva fără să și asculți. Doar să sturuie gura continuu și să nu și asculți. Nu. Odată vorbesc eu, odată vorbește el. Odată vorbesc eu, odată vorbește el. Iar deasupra noastră dialogul dirijează bunul Dumnezeu. Luca 11:28 și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Ascultarea, tăcerea. Taci înaintea Domnului. Faptele Apostolilor 5:29, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Diavolul are și el, agenții lui omenești, îi trimite ca să ne ispitească, să ne depărteze de Dumnezeu. Și dacă ceea ce spune persoana respectivă contravine cuvântului Bibliei, atunci îi vei spune, măi băiete, n-am ce asculta la tine pentru că tu nu vorbești din Biblie, tu ești împotriva cu Biblie. Se cuvine mai mult să ascultăm de Biblie, de Dumnezeu, decât de oameni. Corect. Indiferent cine vor fi acei oameni, nu mă impresionează niciun om de pe pământul acesta. Pentru că l-am pe Domnul Dumnezeu. Și cine se teme de Dumnezeu, nu se teme de niciun om, oricât de puternic ar fi el. Când vorbea Domnul Iisus, oamenii se despărțeau în două. Unii ziceau, are drag. Alții ziceau, n-a vorbit nimeni ca omul acesta. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Fiecare se spune în Zaharia, fiecare se spune aproape lui său adevărul. Și atunci când vorbea Domnul Iisus Hristos, oamenii se despărțeau în două. Pentru că
Adevărul, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, despică în două, desparte și măduva și oasele. Unii ziceau, are drac, alții ziceau, n-a vorbit nimeni ca omul acesta. Se despărțea în două. De ce? Pentru că adevărul desparte. Adevărul ne desparte unii pe alții. Și e bine că ne desparte, pentru că asta e lucrarea cuvântului. Și îi unește pe cei care l-au primit. Dar pe cei care nu-l primesc, îi dă deoparte. 2 Petru 2 cu 2. Calea adevărului va fi vorbită de rău. De cine? De lumea cea largă și multă. Pentru că lumea e în vrăjmășie cu Dumnezeu. Tit 3 cu 2. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Să nu vorbească. Așa ne poruncește cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu putem să ascultăm de această poruncă decât numai dacă în noi este Duhul lui Dumnezeu. Cum spuneam, Zaharia 8 cu 16, noi trebuie să spunem oamenilor adevărul. Zaharia 8 cu 16. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Să ne ferim de minciună ca de foc. Dacă vrem să ne pocăim cu adevărat. Și dacă vrem să ne dea Domnul mai multă lumină. Altfel ne va lua sfeșnicul. Și ne va lăsa pe întuneric. Și atunci nu vom mai ști ce e bine și ce e rău. Solia Angelului al treilea și adevărul prezent este să mustre păcatele Babilonului. Acesta avem de făcut și aceasta ni s-a dat de făcut. Să mustrăm păcatele Babilonului, dar nu în puterea noastră, ci în Duhul și puterea lui Hristos. Să mustrăm păcatele Babilonului cu așa zice Domnul. Și auzi cum zice Domnul, 1 Petru 3 cu 10. Că cine iubește viața și vrea să vadă bune, zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Deci să-mi dau acordul să-mi înfrânez limba. Și atunci Domnul vine și îmi dă putere ca să-mi înfrânez limba. Iacov 3 cu 6. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și cu ea blestemăm și înjurăm. Nu se poate. Trebuie să ne împotrivim la lucrurile negative și atunci Domnul ne ajută. Ecclesiastul 5 cu 6. Nu lăsa gura să te bage în păcat. Vai de noi. Nu lăsa gura. Ne bagă în păcat. Ecclesiastul 5 cu 2. Nu te grăbi să deschizi gura. Cumpănește bine înainte de a deschide gura. Gândește-te bine să nu scoți vreo prostie din gură. Și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă cuvinte pripite? Păi în explicația care îmi vine în momentul acesta, cuvinte pripite, adică cuvinte negândite. Întâi trebuie să treacă prin sita minții și după aceea să le dau drumul să iasă pe gură cuvintele. Nu nedigerate, nemestecate, cuvinte pripite. Ecclesiastul 6 cu 11, că chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Proverbe 17 cu 27, cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința și cine are duhul potolit este un om priceput. Am văzut oameni care nu vorbeau mult, erau mult mai înțelepți decât aia care le turuia gura toată ziua. Erau foarte înclinați către nebunie. Care? E și asta o roadă după care îi veți cunoaște. Găsești unul care toată ziua îi turuie gura și vorbește, ăla nu e un om înțelept. Mai înțelept e ăla care e tăcut. Zice, și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea. Gramnic la tăcere. Gramnic la tăcere. Vorbirea e, de fapt, prelungirea auzibilă a gândurilor. Gândurile care circulă și se tot învârt, roata gândurilor se învârte în mintea noastră, ia și o formă auzibilă prin cuvintele pe care le rostim. Gândul este înaintea cuvântului, de aceea vorbirea poate fi strunită doar printr-o veghere continuă asupra gândurilor. Vorbirea poate fi strunită doar printr-o veghere continuă asupra gândurilor. Domnul ne-a dat puterea să respingem gândurile rele, să mutăm gândul. Când gândul nostru o ia către ceva negativ, îl mutăm. Pleacă satanul. Îl mutăm în altă parte, către ceva pozitiv. Mai bine cântăm în momentele acelea. Și cel rău fuge cu gândurile lui cu tot. Un om duhovnicesc știe când să vorbească și știe când să tacă. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îi spune când să vorbească și când să tacă. Prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Ce cuvinte înțelepte! Prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Ecclesiastul 5 cu 3. Aici am citit. Proverbe 26 cu 4-5.
Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Răspunde însă nebunului după nebunie. Nu, nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Cum înțelegem lucrul acesta care aparent se contrazic? Adică mie mi se explică în felul următor. Nu răspunde nebunului când e el în nebunie lui atunci. Lasă-l să se mai calmeze, să se mai liniștească și răspunde nebunului ca să nu se creadă înțelept. Uite măi băiete, aici ai greșit, aici ai greșit. Cu blândețe, cu rugăciune, cu... și poate îl câștigăm pentru Dumnezeu. Da. Frumos. Oamenii au mare nevoie de o vorbire naturală. Să vadă un zâmbet natural. Să vorbească Dumnezeu prin gura noastră. De fiecare dată să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă inima noastră zice, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dacă inima noastră este plină de Duhul lui Dumnezeu, atunci când vom deschide gura, ce vom vorbi? Vom vorbi cuvântul lui Dumnezeu. Cum ar putea să lipsească acea voce a celui de-al treilea lie care avertizează lumea cu acel avertizment, care sună ca un ultimatum? Nu ți este îngăduit. Atenție, pericol de moarte veșnică, nu ți este îngăduit. Nu ți este îngăduit să iei cuvântul când nu trebuie. Nu este, îți este îngăduit de asemenea să taci când nu trebuie. Domnul Iisus vorbea când trebuia să vorbească și tăcea când trebuia să tacă. Profeți și regi, pagina 140 și 141. Și astăzi este nevoie de un glas de mustrare aspră, deoarece păcate grele îl despar pe oameni de Dumnezeu. Necredința devine cu grabă o modă, necredința. E la modă necredința astăzi. Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi, spune Luca 19:14. Este vorbirea miilor de oameni. Predicile plăcute, rostite prea adesea, nu fac o impresie durabilă. Trâmbița nu dă semnalul lămurit. Oamenii nu sunt străpunși. Iată vorbirea creștinului autentic. Oamenii să fie străpunși? Oamenii nu sunt străpunși în inimă de adevărurile tăioase și lămurite ale cuvântului lui Dumnezeu. Să ne silim, iubiți frați, dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, să dăm drumul din gura noastră la adevăruri tăioase, lămurite, ca oamenii să fie străpunși de aceste adevăruri. Dar dacă eu nu vorbesc cuvântul lui Dumnezeu într-un fel lămurit și clar și limpede, dacă nu zic răului că e rău și binelui că e bine, acel cuvânt nu va avea putere. Facă din urechile oamenilor și atât. Mărturii, volumul 4, pagina 486. Dumnezeu cheamă bărbați ca Ilie, Natan și Ioan Botezătorul. De bărbați de aceștia este nevoie astăzi, în ziua de azi. Oameni care vor duce solia sa cu credincioșie, indiferent de urmări. Oameni care vor rosti curajos adevărul, chiar dacă acesta ar cere să jertfească tot ce au. Nu e problema mea ce se va întâmpla cu mine dacă spun adevărul. Trebuie să rostesc adevărul cu curaj. Domnul spune că cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Ce se va întâmpla cu mine dacă am deranjat pe cineva și cineva vrea să-mi facă rău? Mi se va face acel rău numai dacă va îngădui bunul Dumnezeu, pentru că eu sunt unealta de care se folosește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va îngădui ca să trec la odihnă, voi trece la odihnă sau voi fi prigonit de cei răi. Dar nu asta e problema mea. Problema e a lui Dumnezeu, pentru că viața mea nu e a mea. Eu sunt de două ori al lui Dumnezeu. O dată prin creațiune, o dată prin răscumpărare. Și atunci sunt eu stăpân pe viața mea? Nu, Dumnezeu este stăpân. Vorbește Ioane și nu tăcea. Vorbește Pavele și nu tăcea. Vorbește Vasile și nu tăcea. Domnul zice să vorbim, dar să vorbim adevărul, nu minciuni. Și adevărul se probează prin Duhul lui Dumnezeu cu Sfânta Scriptură. Însuși Tatăl Ceresc vorbește prin gura lui dacă Hristos locuiește în el. E adevărat. Felul nostru de vorbire, felul meu de vorbire arată ce fel de om sunt. Așa cum haina cu care mă îmbrac sau fusta sau rochia, dacă sunt femeie, cu care se îmbracă femeia, arată ce fel de om este, așa arată ce fel de oameni suntem și felul nostru de vorbire. Vorbire cu har, cum spune cuvântul, dreasă cu sare. Să taci când trebuie să taci, să vorbești când trebuie să vorbești și când vorbești, să vorbești numai lucruri inspirate,
De la Dumnezeu. Adică să vorbești numai când Dumnezeu vorbește prin gura ta. Când cei doi ucenici mergeau spre Emaus, nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, că El este Domnul Iisus Hristos. De ce nu l-au cunoscut? Pentru că Domnul Iisus Hristos mergea cu ei. Dar dacă Hristos ar fi locuit în ei, Hristos în voi, nădejdea slavei, ce ziceți, l-ar fi recunoscut? L-ar fi recunoscut pentru că Hristosul din ei ar fi recunoscut pe Hristosul acela fizic care mergea pe lângă ei. Hristosul din carne și din oase. Dar când l-au recunoscut? Abia atunci când au mâncat bucata de pâine, pentru că bucata de pâine simbolizează trupul lui Hristos. Atunci li s-au deschis ochii. Când l-au mâncat pe Hristos, atunci li s-au deschis ochii. Fraților, să mâncăm trupul lui Hristos așa cum ni se poruncește, să bem sângele lui Hristos, ca Hristos să locuiască în noi și atunci vom vorbi vorbirea lui Hristos. Amin. Da. În vechime, Domnul vorbea și cu voce auzibilă lui Moise și la proroci, însă astăzi nu mai e nevoie de voce auzibilă, întrucât avem cuvântul tipărit. Moise, săracul și prorocii, n-avea Biblie, n-avea cuvântul tipărit, poate nici nu știa să citească. Și atunci Domnul era nevoit să le vorbească cu voce auzibilă. De ce nu mai vorbește Domnul astăzi cu voce auzibilă către urechile noastre? Pentru că avem cuvântul tipărit, de-aia nu mai vorbește. Domnul nu face gesturi gratuite. N-are rost. În vorbirea oamenilor, cu toate compromisurile care se fac azi pe pământ, vorbirea firească, omenească, este soluția aleasă pentru comunicarea omului căzut în păcat. Vorbirea a ajuns să fie astăzi domeniu a numeroase tehnici psihologice de manipulare. Se manipulează prin mass media la greu cu vorbirea. Se manipulează prin piața de magazine, ce să spun, se minte la greu acolo. Se minte la greu, deci cu mintea, cu limba, oamenii mint ca să-și atingă scopurile necinstite. Felul nostru să se vorbie arată cine suntem și de partea cui suntem. Că există o reformă în vorbire, e nevoie să existe mai întâi o redeșteptare în viața creștinului. Vorbirea rezolvă cele mai importante probleme al vieții. Prin vorbire ajung la viața veșnică sau la moarte veșnică. La creștinul sincer, cuvântul are mare greutate. Cuvântul e plin de conținut. Cuvântul are o adâncime nespus de mare. Cuvântul ajunge la urechea ascultătorului. De aceea și urechea care ascultă trebuie să fie unsă cu Duhul lui Dumnezeu ca acest cuvânt să aibă efect. Când mă rugam înainte de această prezentare, am zis, Doamne, cuvintele acestea care mi ies din gură să fie unse cu Duhul Tău cel Sfânt ca să aibă putere și unge, Doamne, și urechile care vor asculta acel cuvânt, acest cuvânt, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu îndelemnul Duhului Tău cel Sfânt, ca să aibă putere și să-și facă lucrarea, așa după cum ai făgăduit, că acest cuvânt al Tău nu se va întoarce la tine fără rod. Creștinul autentic va avea o minte duhovnicească, va fi de fapt un biruitor în ale credinței. Luca 22 cu 31-32, Domnul a zis, Simone, Simone, Satana face rost să vă cearnă, ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Primul și cel mai important element cu care întărim oamenii este cuvântul, dar și felul nostru de viețuire întărește. Poate de multe ori felul nostru de viețuire, felul în care trăim cuvântul lui Dumnezeu este singura Biblie pe care oamenii o vor citi când vor vede felul cum trăim noi. E, omul religios care doarme în vreo biserică, care este o organizație omenească, care stă pe drojdile ei, care nu pune problemele lui Satana, va fi lăsat în pace până la o vreme și nu-i va fi tulburat somnul. Satana, se alarmează doar atunci când cineva se trezește din punct de vedere spiritual. Bisericile de azi parcă ar fi niște organizații religioase pregătite special pentru a stinge clocotul spiritual al câte unui creștin sincer care nimerește în ele. Dar dacă el e sincer până la capăt și va cerceta, se va ridica deasupra acestor organizații religioase și îl va lua pe Hristos direct conducător și domn al său și va avea o relație personală dincolo de pastor, dincolo de preoți, dincolo de prezbiter, dincolo de oameni mai mult sau mai puțin inteligenți care au tendința să manipuleze. Întotdeauna omul a dorit să îl stăpânească pe un alt om. Noi trebuie să ne supunem direct lui Dumnezeu.
pentru că El este Tatăl nostru și Domnul Iisus, nu oamenii, nu biserica, s-au răstignit pentru noi. Hristos a pătimit dincolo de porți. El nu a stat între cei care zic că sunt iudei și nu sunt. Domnul poruncește poporului său în mod insistent, Apocalipsa 18:4. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Da? Este calea cea largă. Imaginea aceea din Experiență și Viziune, pagina 89, când un tren alerga cu toată viteza și la conducere era un bărbat chipeș, maestos, nu era altcineva decât Satana, și pe o cărăruie îngustă de munte se vedea urcând un șir de oameni care simbolizează Biserica Rămășiței. Acesta este viziunea pe care a avut-o acest suflet al lui Dumnezeu care a fost inspirat de Dumnezeu. Păcate specifice în ce privește reforma în vorbire. Ar fi multe de vorbit, însă doar această prezentare cu reforma în ce privește vorbirea creștinului autentic, iar doar sămânța aruncată, dacă va nimeri pe teren fertil la cei care vor auzi, ea va da rod. E doar sămânța, dar acest subiect poate fi dezvoltat în Duhul și în puterea lui Dumnezeu și poate fi trăit. E de meditat, e de ascultat, e de meditat, e de trăit și e de propovăduit mai departe la cei care vor să asculte. Păcate specifice în ce privește reforma în vorbire. Să luăm aminte. Vorbirea cu glume vinovate e păcat. Vorbirea vulgară, nepoliticoasă, păcat. Vorbirea multă, vorbirea prefăcută, înșelătoare, mincinoasă, e păcat. Minciunile de tot felul, diplomația nu e altceva decât minciună, păcat. Limbajul ambigu, diplomatic, neclar. Vorbirea senzuală, limbajul golănesc, obscen, cu subînțelesul. Promisiunile neonorate. Mai bine nu promiți decât să promiți și să nu te ții de cuvânt. Vorbirea lumească, neinspirată de Duhul lui Dumnezeu. Vorbirea neglijetă, negândită, neatentă. Vorbirea în limbi neînțelese de nimeni. Bolboroseala. Vai de noi cu bolboroseala. A vorbi continuu, fără să te mai oprești. A nu ști sau nu... Să nu vrei să asculți, să porți un dialog, să-l lași pe celălalt să vorbească. Să te repezi peste celălalt, n-a terminat celălalt de vorbi, că tu te suprapui peste el. Bârfa, cleveteala, calomnia vin prin vorbire și e păcat. Vorbirea în care eu-l personal e mereu în centrul discuției. Eu am făcut, eu am dres, eu vorbesc despre mine și mă scot pe mine în evidență în vorbirea aceea. E păcat. Nu o să-l scot pe Dumnezeu în evidență. Sau să fac ceva ca să aduc o mângâiere unui suflet îndurerat. Pentru asta a făcut Dumnezeu limba și vorbirea. Ca să întărim pe aproapele nostru, nu să mă scot pe mine în evidență. Pentru că eu nu sunt nimic înaintea lui Dumnezeu. A nu vorbi în limbajul unzual, ci a vorbi prea academic, cu vorbe prea științifice, neaccesibile oricui. De ce? Să vadă omul cât de cultivat sunt eu. E păcat. E mândrie, e egoism. Nerespectarea vârstelor în vorbire. Vorbim politicos, cu tante, cu neacutare, cu lele, cu nenică. Respect. Politețea se manifestă și prin vorbire. Limbajul familiar în societate. Astăzi copilul de 7 ani îi zice la străbunicul său de 80 de ani, tu, vorbește cu tu cu el. E păcat. A nu avea o vorbire centrată totdeauna pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Biblie. E păcat. A vorbit despre lucruri nefolositoare, deșarte, e păcat. A nu aduce mângâiere cu vorba către aproapele, e păcat. A nu practica o vorbire împăciuitoare, amabilă, continuu, păcat. Vorbele rele, pline de ură, a striga, a țipa, a urla, a nu adapta continuu tonul vocii la situația concretă în care ne aflăm. Deci tonul vocii trebuie adaptat la situația concretă în care ne aflăm. Prin vorbire transmite mult, mult, mult de tot. Cuvântul e plin de putere. Și mai ales dacă nu e de la Dumnezeu vorbirea, transmite semnale negative. Dar dacă e de la Dumnezeu, se face o lucrare extraordinar de mare. Pentru că acel cuvânt de la Dumnezeu are putere infinită de transformare a oamenilor și de a aduce mângâiere oamenilor. A nu avea o vorbire amabilă, a nu da slavă lui Dumnezeu continuu în toate felurile posibile și altele asemenea acestora. Vorbirea cu rugăciune, cu laude la adresa lui Dumnezeu. Pentru asta ne-a dat Dumnezeu limba, să-L lăudăm pe Dumnezeu și să vorbim vorbe frumoase și înțelepte. Nu ca să batjocorim și să punem în inferioritate pe aproapele nostru. Nu.
Vorbirea e un mădular cu care putem să ajutăm pe aproapele și pe Dumnezeu. Afară de mână. Afară de mână e vorbirea. Vorbirea e cel puțin la fel de importantă ca și mâna, fapta. Amin. Închidem această prezentare care, cum spuneam, este doar sămânța aruncată pe ogorul inimilor noastre și tragem nădejde că va da rod și acest cuvânt va fi dus mai departe, fiecare să spună aproapelui său adevărul. Dacă suntem convinși că această prezentare conține adevărul, dați-l mai departe, dați-l mai departe ca Domnul să vă dea și mai mult. Noi dăm altceva mai departe, Domnul ne dă și mai mult, Domnul ne dă. Dar dacă noi ținem pumnul închis, Domnul nu are unde să ne mai pună altă înțelepciune, alte învățături. O poezie frumoasă în ce privește vorbirea. Vorbește, Doamne, robul Tău ascultă. Această poezie se și cântă, dar deocamdată o citim ca pe poezie. Vorbește, Doamne, sufletului meu, să tacă tot, vorbește Dumnezeu. Când dimineața zorii se revarsă, iar florile potirul își desfac și sufletul la fel mi se deschide, să picure al Tău glas, iar eu să tac. Vorbește, Doamne, în tumultul zilei, când totul forfotește ca un roi, desprins de toate și retras cu Tine să stăm de vorbă numai amândoi. Iar pe însărat, când tot se liniștește și stelele încetine au să apară, până să adorm de oboseala zilei, vreau să Te ascult. Vorbește, Doamne, iară. Ascultăm pe Dumnezeu. El este Cel care vorbește. Și în miez de noapte cheamă-mă pe nume, ca în templu, pe copilul Samuel. Vorbește, Doamne, robul Tău ascultă. Vreau să răspund chemării ca și el. Vorbește, Doamne, în orice timp al zilei. Vorbește, Doamne, sufletului meu. Vreau să ascult când glasul Tău mă cheamă, Tu să-mi vorbești, iar eu să ascult mereu. Vorbește, Doamne, în orice timp al vieții, când sunt copil sau tânăr sau bătrân. Un duh de ascultare pune în mine ca Tu să fii pe viața mea stăpân. Când valuri mari și tulburi s-ar abate să mă înghite spumegând turbat, ajută-mă tot glasul Tău atunci să îl aud șoptindu-mi, Te-am salvat. Amin. Să luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Tată Sfânt, că la început a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Doamne, dorim din tot sufletul, poporul Tău, Biserica Rămășiței, noi care vrem să mergem până la cap cu mântuirea, dorim ca Tu să vorbești prin gurile noastre și toate vorbele care ne ies din gură să fie inspirate numai de la Tine, Doamne. În orice situație, atât în lucrurile vremelnice cât și în cele veșnice. Doamne, nu putem face lucrul acesta decât numai dacă Tu ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. Și Tu ai spus că ne vei umple cu Duhul Tău cel Sfânt și Duhul acesta va fi însoțit de foc. Fă, Doamne, să primim și focul ca o onoare, ca pe un privilegiu, necazuri, suferințe, care reprezintă unealta prin care Tu ne ajuți să primim Duhul Tău cel Sfânt, să vorbim ca de la Tine. Fă ca acest cuvânt să ajungă până la marginea pământului, la ultimul om, și să ia decizie pentru sau împotriva Ta, în Domnul Iisus, Te-am rugat și mulțumim. Amin.